Îți amintești cum te-ai simțit când te-au lăsat părinții să mergi prima dată singur la mare cu gașca? Când tu și dragostea vieții tale din acea vară a stat treci toată noaptea ca să vedeți răsăritul de soare împreună? Primul răsărit de soare romantic din viața ta? Sau când ai deschis cutia aia mare cu cadoul de ziua ta și înăuntru era un cățeluș, unul viu adevărat? Sau o pisică? Sau ce ți-ai dorit încă de când erai copil? sau mai târziu când deja erai mare și ai câștigat primul tău salariu, mai știi cum te-ai simțit? Sau când ți-ai ținut prima dată copilul în brațe? Nu o să uiți niciodată sentimentul acela. Ceva atât de bun și de puternic încât aproape că nu poate fi descris. Există o singură sintagmă care se potrivește. Fericire adevărată. A trecut ceva timp de atunci și în toate drumurile tale, în toate alergarea ta, tu ai căutat, conștient sau inconștient, să retrăiești sentimentul ăsta. Asta facem cu toții. Căutăm fericirea, scopul nostru suprem. Sunt Bogdan Răducanu, antreprenor, trainer și coach. Știu că fericirea poate fi greu de găsit, cel puțin după ce devii adult și ai responsabilități, probleme și stres. Știu că fericirea e foarte greu de găsit, mai ales în vremurile dificile, cum sunt cele de acum, când viețile noastre s-au schimbat ca de la cer la pământ, când ne confruntăm cu teama pentru sănătatea familiei, cu grija banilor, cu incertitudinea zilei de mâine. Ca și tine, și eu am căutat mereu fericirea. Fericirea simplă, curată, adevărată. Și am găsit-o cu ajutorul unei discipline care se numește știința fericirii. Există sute de savanți, psihologi, medici, cercetători de la cele mai importante universități din lume care cu asta se ocupă. Pun la punct metode științifice care te ajută să fii fericit, indiferent de cât de dure sau nesigure sunt vremurile pe care le trăim. Am studiat temeinic știința fericirii, am selectat cele mai relevante informații, am testat cele mai eficiente metode și am făcut toți pașii necesari. Și da, am devenit. Mult mai fericit, în ciuda tuturor obstacolilor sau greutăților care m-au confruntat. Chiar dacă vremurile sunt grele, ciudate și nesigure, sunt mult mai bine pregătit pentru orice ar aduce viitorul și sunt cu adevărat fericit. Am înțeles că toate acestea sunt prea importante ca să le țin doar pentru mine, așa că am creat seminarul de fericire în vremuri dificile, fiindcă îmi doresc să ajut oamenii să fie fericiți așa cum sunt și eu. Seminarul conține tehnici punctuale de atingere și păstrarea fericirii. Metodele exacte prin care poți să câștigi stare de bine și sănătate. Pașii prin care vei putea să devii mai mulțumit și mai împlinit sufletește, mai conectat cu tine și cu cei din jurul tău. Practicile simple prin care poți să simți fericirea autentică și totodată să te protejezi împotriva stărilor acute de nefericire pentru că viața se întâmplă pur și simplu, cu bune și cu rele. Nimeni nu se poate apăra pe de întregul de tot ce aduce viitorul. Dar eu îți voi arăta cum să fii fericit chiar și în vremurile dificile. Indiferent că e vorba de pandemie, de evenimente nefericite sau perioade grele, vei ști cum poți să te folosești de o traumă ca să evoluezi. Îți voi împărtăși metode concrete care te ajută să depășești momentele dificile din viața personală și profesională. Vom descoperi împreună ce anume te împiedică să fii fericit, chiar dacă în teorie poate nu îți lipsește nimic. Vei vedea care sunt factorii determinanței fericirii și cum să-i întorci în favoarea ta. Vei afla obiceiuri foarte simple prin care devii mai sănătos fizic și emoțional. Vei putea să scapi de stres, să câștigi liniște și încredere, să fii mai bine pregătit pentru orice provocare ți-ar scoate viața înainte. Pas cu pas vei învăța cum să câștigi și să păstrezi fericirea, nu doar pentru acum, ci pentru toată viața. Nu e o prelegere filozofică, nu e nicio o culegere de citate motivaționale, sunt metode concrete pe care tu poți să începi să le aplici imediat în viața ta. Ca să fii fericit, începând chiar de azi, o să petrecem împreună aproximativ o oră. Desigur că poți parcurge seminarul în ritmul tău și poți lua pauză oricând. Ți-am pregătit și o prezentare cu ideile cele mai importante. O să-ți fie foarte ușor să urmărești și să aplici tot ceea ce înveți. Iar ca să fii sigur că ai făcut alegerea potrivită pentru tine, vreau să-ți ofer 30 de zile ca să testezi seminarul. Dacă din orice motiv nu este ceea ce căutai, tu îți vei primi toți banii înapoi fără nicio întrebare. Iată, deci, că n-ai niciun motiv să nu faci chiar acum o schimbare în bine în viața ta. Fericirea te așteaptă. Tu ce mai aștepți?